Maria și-a făcut ceva planuri după ce va părăsi competiția. Spunea că vrea să se înscrie la cursurile Media Intact Academy, care sunt uh, făcute de către Antena 1 și vrea să-și facă și cursurile ei pentru păr, uh, să fie forță. Apoi a zis că dacă ei să fie, o să fie, dacă nu, nu. Mă gândesc că uh, se referea la vreun job uh, în domeniu, în televiziune, nu știu că mulți care au făcut uh, acest curs uh, de la Intact uh, au uh, și reușit să prindă un loc în antenă. Am mai spus că vrea să se mute în București, să și achirie acolo și au continuat planurile ei, însă s-a întrerupt sunetul. Ea știe cam ce vrea să facă în viitorul apropiat. Nu știu dacă a vorbit și cu Ștefan despre aceste aspecte, dar oricum e cam devreme să o facă, pentru că nici măcar nu s-au declarat într-un cuplu. O să aibă timp.